Românii care nu vor să rămână fără indemnizația de șomaj nu au voie, potrivit legii, să refuze locurile de muncă oferite prin agențiile de ocupare a forței de muncă dacă sunt conforme cu pregătirea. De asemenea, vor pierde ajutorul de la stat și cei care refuză să participe la cursuri de calificare sau de reconversie profesională. Aproape 900 de șomeri s-au aflat anul trecut în situațiile de mai sus, existând cazuri și în județul nostru. Paradoxal, au fost 5 giurgiuveni aflați în căutarea unui loc de muncă care au refuzat să se încadreze în muncă, pierzând astfel indemnizația de șomaj. Motivele încetării indemnizației de șomaj sunt încetarea indemnizației de șomaj ca urmare a expirării termenelor prevăzute de lege pentru acordarea acestui ajutor. De asemenea, indemnizația de șomaj încetează atunci când șomerul indemnizat aflat în evidențele agenției se încadrează muncă pe durată nedeterminată. Indemnizația de șomaj mai poate înceta în cazul în care persoana beneficiară de aceste drepturi îndeplinește condițiile de pensionare. Tot anul trecut, 116 șomeri au rămas fără ajutorul de la stat pentru că nu s-au prezentat la data programată la viza lunară. În prezent, agenții economici din Giurgiu au comunicat 86 de locuri de muncă vacante. Se caută în special lăcătuș mecanic, șofer autocamion, muncitor necalificat în industria confecțiilor, agent vânzări sau inginer textile.